Uzina de agent termic și alimentare cu apă din Motruș va prelungi insolvența cu un an. Administratorul special al societății, Mihail Țurlea, a transmis deja solicitarea către administratorul judiciar, prin care cere prelungirea perioadei de insolvență. Solicitarea vine ca urmare a schimbării administratorului special, care susține că a găsit o altă situație financiară decât cea raportată de fosta conducere, care indică o serie de neconcordanțe de ordin financiar. În acest caz, au fost deja sesizate organele de cercetare. Operatorul de servicii pentru populația din Motru se află în insolvență și administrare specială încă de la finalul anului 2016.